În urma perchezițiilor au fost ridicate 12 laptopuri, 13 telefoane mobile, memory stick-uri, calculatoare, memorie externă, 600 de euro și 4400 de lei, precum și înscrisuri susceptibile a avea legătură cu cauza. Au fost puse în aplicare 12 mandate de perchezitie. În baza probatoriului administrat față de 3 bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar față de alte 3 persoane s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Persoanele reținute urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. În cauză, în data de 27 august, au mai fost efectuate 8 percheziții în Vișeu de Sus și Leordina. Perchezițiile au vizat 8 bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 61 de ani, bănuiți că sub pretextul derulării unor activități educative privind recuperarea și reintegrarea socială a tinerilor, ar fi supus minori la munci epuizante, de-ar fi lipsit de libertate și le-ar fi interzis să ia legătura cu familiile, cu alte persoane, ori cu autoritățile. La acea dată au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 3 mandate de aducere pentru cei în cauză, 2 fiind cetățeni germani.